Sfânta Drosida, fii camporatului Traian, și cele împreună cu dânsa, 22 martie, în vremea împărăției lui Traian, 5 fecioare canonice, care trăiau într-un loc retras de sihăstrie, păzind toate poruncile lui Dumnezeu, pentru aceasta se chemau canonice, aveau și ca îndatorire strângerea moaștelor sfinților, ungerea lor cu mir și înfășurarea lor în pânze curate, după care le aduceau și le așezau în locul de sihăstrie în care trăiau ele. Aflând de acest lucru, fiica împăratului Traian, al cărei nume era Drosida, a venit la aceste fecioare pe ascuns, pe când cei ce păzeau camerele de dormit împărătești fuseseră cuprinși de somn. Ea a adus cu sine o haină de mult preț și a cerut acelor fecioare ca să o ia cu ele la ridicarea trupului unui sfânt, din locul în care fusese aruncat. Adrian, logonicul Drosidei, care era și sfetnic al împăratului, a cerut să se pună soldați de pază lângă trupurile creștinilor morți, ca să cunoască cine sunt cei care ridică trupurile lor. Paznicii, stând de veghe, au prins pe cele 5 femei și împreună cu ele și pe Drosida. Făcându-se ziua, le-au adus pe ele înaintea împăratului. Împăratul, văzând la oaltă cu cele 5 femei și pe Drosida, s-a înspăimântat și a poruncit ca aceasta să fie ținută sub pază. Doar se va căi de ceea ce a făcut, iar pe celelalte 5 femei canonice a poruncit să le arunce într-un vas cu aramă topită. Din arama amestecată cu țărâna celor 5 femei s-au construit fundurile vaselor celor mari de aramă ale băilor obștești, ridicate atunci din nou de împărat, spre desfătarea închinătorilor la idoli. Deci, vestindu-se ziua sărbării și alergând mulțime din toate părțile, îndată ce s-a apropiat unul de ușa băii a căzut și a murit, asemenea și ceilalți, neputând nimeni să intre înăuntru. Aflând de aceasta, împăratul a chemat pe slujitorii idolești și i-a întrebat dacă nu s-a făcut vreo vrajă de creștini, de nu poate să intre nimeni în baie. Iar ei au răspuns, nu, împărate, ci vasele de aramă făcute cu trupurile femeilor au făcut minunea aceasta. Apoi împăratul a poruncit ca acele vase să se topească și din ele să se facă idoli noi cu chipurile celor 5 fecioare, spre necinstea lor, și să se așeze în baie. După ce le-a așezat în baie, a văzut împăratul în vis 5 mielușele curate ce pășteau într-o grădină, iar un păstor înfricoșat zicea împăratului, iată cele ce ai socotit să le pui goale în baie pentru necinstea bunului și înduratului păstor, răpindu-le de la tine. Le-a așezat în acest loc frumos, unde va veni și Drosida fiica ta. Deșteptându-se împăratul, s-a umplut de mânie și a poruncit să se aprindă un cuptor mare cu foc și a pus scrisoare cu următorul cuprins. Bărbații galileeni, care vă închinați celui răstignit, scăpați-vă pe voi de mai multe munci, iar pe noi de osteneli și fiecare din voi, singur să se arunce în cuptorul pregătit cu foc. Auzind și Drosida de porunca aceasta, dorind a urma celor 5 fecioare, ridicând ochii, zicea, Stăpâne, Doamne Iisuse Hristoase, de este voia ta să mă mântuiesc și să scap de nebuneasca credința tatălui meu, ajută-mi să scap din cămara cea de nuntă a necredinciosului Adrian și să mă duc unde sunt și cele 5 fecioare, ce m-au povățuit la frica ta. Zicând aceasta, și-a schimbat hainele împărătești și, ieșind ușor pe când paznicii dormeau, s-a dus să se arunce în cuptor. Deci, mergând pe cale, cugeta întru sine, zicând, cum mă voi duce la Dumnezeu, neavând îmbrăcăminte de nuntă, căci nu am primit botezul și sunt încă necurată, ci, împărate al împăraților, Doamne, Iisuse Hristoase, iată am renunțat la împărăția mea pentru dragostea ta, ca să mă așez portar al împărăției tale. Tu, deci, cel ce te-ai botezat pentru noi, botează-mă și pe mine cu Duhul tău cel sfânt. Și zicând aceasta, scoțând mirul pe care îl luase cu sine și ungându-se, s-a aruncat într-un lac și s-a botezat, zicând, se botează roaba lui Dumnezeu, Drosida, în numele Tatălui și al Fiului și al Sfântului Duh. Amin. Și păzindu-se pe sine după aceea, timp de 7 zile primea hrană îngerească. Unii iubitori de Hristos, stând pe lângă ea, au aflat cele despre dânsa. Apoi a 8-a zi,
rugându-se lui Dumnezeu să o lumineze ce să facă. A adormit în Domnul.